94,9% dintre profesori se consideră obiective atunci când acordă note elevilor, conform unui raport realizat de Consiliul Național al Elevilor. În același timp, 47% dintre elevi spun că în decursul anului școlar au existat situații în care nu au făcut anumite ore, iar 18% dintre ei spun că opționalele nu le satisfac deloc interesele. Mai multe despre aceste cifre discut în continuare alături de Daniela Coteț, expert în educație. Bună seara și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Credeți că aceste cifre ar fi la fel dacă aceleași întrebări s-ar fi pus și profesorilor și elevilor? Pentru că ne amintim de o discuție recentă, maxim o lună în urmă, atunci când elevii cereau tocmai ca acele meditații care ar trebui să fie mai transparente, să nu dea niciun fel de detaliu despre elev, tocmai pentru că asta ar putea să le influențeze notele de la clasă. Credeți că ar fi o diferență între aceste cifre? Aici avem aproape 95% dintre profesori care spun că se consideră transparenți în deciziile pe care le iau în legătură cu notele. Văd și elevii la fel această situație? În primul și în primul rând, eu mă bucur când văd astfel de cercetări demarate de elevi și când văd că vocea elevilor este abordată, iată, în știri, în emisiuni și așa mai departe, cred că este important inputul lor. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, acum, deci profesorii au fost întrebați să-și evalueze munca, practic, vorbim despre un proces de autoevaluare. Cumva, într-un mod, mă rog, din păcate normal, nivelul de autocritică este foarte redus. Ei despre ei nu vor spune că, nu știu, nu suntem obiectivi sau transparenți sau nu ne facem, nu știu, treaba așa cum au, așa cum sunt așteptările elevilor. Deci e cumva natural ca răspunsurile să difere și ca autoevaluarea să fie mai puțin critică. Eu mă bucur atunci când văd că perspectiva elevilor este una destul de critică. Am văzut și eu rezultatele acestui studiu și mă îngrijorează, de exemplu, faptul că jumătate dintre elevi spun că profesorii lor nu intră la clasă. Adică, din punctul meu de vedere aici, între toate întrebările și rezultatele acestei cercetări, așa cum spuneam, foarte relevantă, acest rezultat mă îngrijorează. E un procent foarte ridicat și corelăm cu ceea ce spuneați dumneavoastră cu acest trend al meditațiilor. Păi, bineînțeles că dacă jumătate dintre ele spun despre profesorilor că nu vin la ore, atunci e clar că se duc în privat să-și completeze nevoile educaționale. Este foarte trist că se întâmplă asta în 2023, când ar trebui să vorbim de cu toți și cu totul alte lucruri. Încă o întrebare scurtă, dacă îmi permiteți. Al treilea subiect abordat de mine era cel al disciplinelor care nu sunt obligatorii, la opționale. De ce, dacă ei le aleg, nu sunt pe placul lor? Pentru că nu, da, le aleg, dar le aleg dintre opțiunile disponibile, nu din orice și-ar dori ei să facă. Școala, din păcate, nu are resursele necesare să atragă profesori exact în domeniile sau care le sunt poate mai utile elevilor. Practic, elevii ajung să aleagă din, așa cum spuneam, din opțiunile disponibile, care de multe ori nu sunt cele mai relevante, poate o oră în plus de matematică, o oră în plus de engleză, nu vin cu lucruri foarte inovative. Deci ne întoarcem la salarizarea profesorilor, disponibilitatea cadrelor didactice. Școala ar trebui să atragă, să atragă profesori, să poată în primul rând să atragă profesori care să și poată să predea ce își doresc elevii. Așa este, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație.